În cadrul lucrărilor de reparații străzi și trotuare din municipiul Deva, echipele constructorului lucrează acum la repararea trotuarului pe tronsonul Mihai Eminescu, intersecție cu strada Călugăreni până la intersecția cu strada Crișan pe ambele sensuri. Se va continua cu tronsonul strada Crișan, strada Oituz pe ambele sensuri, apoi pe strada Oituz, bulevardul Nicolae Bălcescu. Urmează strada Călugăreni, intersecție cu strada Gheorghe Barițiu pe ambele sensuri. Pe tronsonul de pe strada Mihai Eminescu, intersecție cu strada Elena Văcărescu și până la intersecția cu strada Gheorghe Baritiu se va reface după terminarea lucrărilor de reparații la trotoare și sistemul rutier. Se va freza strada și turna asfalt. Totodată se vor aduce la nivel cu carosabilul capacele de canal și rigolele carosabile de pe toată strada Mihai Eminescu. Tot în zona vor începe lucrările de reparație a trotoarelor și a străzii din zona Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva.